Suntem la sfârșit de săptămână de rugăciune. Am tot vorbit noi despre cum ar fi dacă am dori să fim ucenici și aș dori să vă invit să încheiem cugetarea noastră la noi înșine, spre noi înșine și spre lucrarea care ne-a dat-o Dumnezeu cu unul dintre ucenicii din Vechiul Testament. În Întâi împărați, capitolul 19. Cuvântul lui Dumnezeu ne pune în față momentul în care Ilie n-a mai putut. A mers în lucrarea sa de slujitor al lui Dumnezeu până la momentul în care a fugit în pustie și a zis, Doamne, mai bine să mor. Foarte interesant din partea lui Dumnezeu că atunci când Ilie ajunge cumva la faliment, al nu mai poate să meargă mai departe, Dumnezeu nu îl împinge înainte. Deși ni se sugerează faptul că Ilie nu-și terminase lucrarea. Deci, cu alte cuvinte, Dumnezeu mai avea treabă cu Ilie, dar Ilie era cel care nu mai avea treabă cu Dumnezeu. Uh. Foarte mult ar trebui să ne da de gândit faptul că noi, în foarte multe situații, noi punem limită lucrării lui Dumnezeu. Doamne, până unde lucrezi Tu cu mine? Păi lucrez cu Tine până luni. Marți nu mai pot. Păi de ce nu mai porți marți? Uite, nu mai pot. Că am treabă, că mă duc la serviciu, că mi-au venit copiii, că nu mai pot marți. Da, da... Am treabă cu tine, și în marți. Eu știu, Doamne, tu totdeauna ai treabă cu mine. În fiecare zi ai treabă cu mine. Dacă eu m-aș lăsa așa la, mâna, la îndemâna ta, apoi mai pune la treabă la... în continuu. Da? Mai am și eu treburile mele. Ciudat, dialogul ăsta cu Dumnezeu, în care noi ne împărțim timpul. Doamne, Uite, îți dau ție timpul ăsta, dar atât. După aceea mai am și eu treaba mea. Vreau să vă întreb. Facem așa sau nu? Se întâmplă sau nu? Bun. Ilie n-a ajuns să se târguiască cu Dumnezeu în manieră asta, dar Ilie a zis, Doamne, eu mor? Dacă mai încerci mult de la mine ca eu să slujesc cauzei tale, să știi că o să mor? că mi-a pus gând și Izabela, prieten nu mai am, am rămas singur și e limpede că toată lumea e împotriva mea. Adică eu sunt singur și toată lumea e împotriva. Și <coughs> Domnul îi zice, uite, nu te forțez. Nu te forțez, dar să știi că pierzi mult, Ilie. Ce pierd, Doamne? Uite ce pierzi. Deci, întâi împărați 19 cu 15. Să ungi pe Hazael ca împărat al Siriei. Păi de ce, Doamne? Păi de ce? Să ungi pe Iehu, fiul lui Nimșii, ca împărat al lui Israel. Și să ungi pe Elisei, fiul lui Șafat, ca proroc în locul tău. Păi de ce, Doamne? Uite, În locul tău am ales trei. Și vor duce ei lucrarea mai departe. Ei trei. Și, Doamne, ce s-ar fi întâmplat dacă Ilie ar fi rămas? Cum, ce s-ar. cum vezi tu? Cum ne descoperi tu că ar fi fost lucrarea? Nu știu cum ar fi lucrat Ilie cu Azael. Nu știu cum ar fi lucrat cu Iehu, nu mi dau seama. Dar cert este că Dumnezeu îi spune, eu mai am treabă de aici încolo. Și în contextul acesta urmează de la versetul 19, întâmplarea asupra căruia aș dori să rămân puțin. Ilie a plecat de acolo, l-a găsit pe Elisei fiului și a arând. Înaintea lui erau 12 perechi de boi și el era cu a 12. -a. Era bogat sau sărac, Elisei? Bogat sau sărac? Imaginați-vă 12 pluguri care mergeau înaintea lui. Iar el în spate, la a 12 a spuneți-mi, vă rog, de ce stătea în spate? la cosit, unde se așează de obicei stăpânul? În față sau în spate? Poftiți? În față sau în spate? În spate, fraților, pentru că din spate ea leargă pe toți. Înțelegeți? Dacă vrea ca cei ce cosesc să nu tragă de timp, atunci el se așează în spate și cu coasa ia călcâiul ăla din față. Și ăla din față trebuie să meargă repede și ia călcâiul așa mai departe. Și el de unul singur duce câți? Pe toți. Nu știu dacă o fi fost așa, acolo. Dar când te așezi în spate, fără discuție, imprimi ritmul, viteza și calitatea la toți cei din față. Se vede că Elisei avea experiență, se vede că era un gospodar foarte serios, se vede că era un conducător al propriei sale gospodării, cu succes. Elisei s-a apropiat de el și și-a aruncat mantaua pe el. Elisei a părăsit boii, a alergat după Ilie și a zis, lasă-mă să sărut pe tatăl meu și pe mama mea și te voi urma. Ilie a zis, du-te și apoi întoarce-te, dar gândește-te la ce ți-am făcut. Când ți-e mai ușor să urmezi chemarea unui profet? Când n-ai nimic sau când ești bogat? Când n-ai nimic sau când ești bogat? Foarte interesant e că Domnul Isus Hristos se întâlnește cu ucenicii lui atunci când nu prinseseră nimic și le spune Veniți că vă fac pescar de oameni. Apoi a urmat momentul uceniciei. Și apoi se întâlnește cu ucenicii săi într-o noapte în care ucenicii, pentru faptul că Domnul Iisus Hristos plecase, adică, mă rog, murise și nu-L mai aveau între ei, Petru a zis, știi ce? Eu m-am săturat să stau aici, să tot aștept. Eu mă duc să fac ce știu. Ce știi Petre să faci? Mă duc la pescuit. Și se întoarce înapoi de acolo de unde lăsase Domnul Isus Hristos ca și cum nu l-ar fi chemat. Și acolo îl găsește Domnul Isus. Mântuitorul îi spune, nu vrei tu să arunci mreaja în partea dreaptă. Și aruncă mreaja și nu mai poate să scoată mreaja din cauza peștilor. Și comentariul la asemenea întâmplare spune așa. În momentul acela, Petru a prins iară gust de pescuit. De pescuit. În sfârșit, prindea. Și când simți că prinzi, simți gustul de pește. În momentul ăla și pentru ultima dată Mântuitorul îi spune veniți am de gând să vă fac pescar de oameni. Și le adresează chemarea asta când? În momentul în care gustul pentru câștig este cel mai mare. I-a luat prima dată și a spus veniți să vă fac pescar de oameni când mrejele erau goale și când Li se părea că sunt falimentari și e ușor să pleci de la ceva care, de care te-ai scârbit că nu este eficient. Dar când ți se rupe mreaja și când ți se cufundă corăbiile de pește, să spună Domnul, hai cu mine și tu să le lași pe toate, chiar să lași corabia plină cu pește, nu vi se pare că e deosebit? Ce părere aveți? Când este răspunsul mai autentic din partea ucenicilor? Când lasă totul, adică mrejele care și așa nu prinseseră nimic? Sau când lasă totul, adică uh, corăbieile pline cu pește și mrejele pline cu pește? Când este răspunsul mai autentic? Hmm? Când e autentic? Când răspundem noi la chemarea lui Dumnezeu în mod autentic? Atunci când avem multă treabă sau când avem puțină treabă? Doamne, și așa mă duc la ora de rugăciune, că și așa n-am ce face. Și mă duc la ora de rugăciune. Sau când zic, Doamne, am atâtea de făcut, dar le las pe toate baltă și mă duc la ora de rugăciune. Când este răspunsul autentic? Aș vrea, să, aș vrea să vă întreb și să-mi spuneți Noi dăm răspunsuri autentice sau răspunsuri neautentice? Ce fel de răspunsuri? Spurgeon a mai vorbit de el aici și a deschis seminarul lui și a avut ca regulă ceva foarte interesant. El a zis așa la mine, la seminar, nu o să angajez pe nimeni care înainte nu a avut un business. O afacere. Și afacerea să-i fi mers. Nu o să primesc pe nimeni în seminarul meu dacă n-a făcut nimic înainte, sau dacă a făcut și nu i-a mers. Astfel încât să dea impresia că vine să se angajeze în lucrarea lui Dumnezeu pentru că nu se pricepe în altă parte. Și așa nu știe să vină în altă parte și atunci vine aici. Și Spurgeon spune în niciun caz acest lucru. În momentul când cineva vine și îmi spune am avut o afacere, afacerea merge excelent, câștig. Dau de lucru și la alții. Și în momentul acela zice, dar vreau să las totul pentru Isus Hristos. În momentul acela, acela este un candidat bun pentru împărăția lui Dumnezeu și un candidat bun pentru a da la teologie. De ce? Pentru că răspunsul e autentic. Răspunsul e autentic. Răspunsul nu este fals. Ca să răspunzi în felul ăsta la Dumnezeu sau la chemarea lui Dumnezeu, însă trebuie neapărat să iubești. Nu vei pleca niciodată de la plasele tale de pește, de pescar, unde ai stat toată viața și unde ți-ai dezvoltat instinctul tău de a fi, că oamenii ăștia aveau instinct de pescar. Ei nu erau pescar doar pentru faptul că ei câștigau. Nu, ei trăiseră pe marginea mării. Părinților fuseseră pescari. De mici ei știau ce este barca, ce este mreaja, ce este peștele, când să pescuiască, de ce să pescuiască. Ei, acolo era viața lor și instinctul lor. Și ca să iei de acolo, să duci în altă parte, la vârsta de 30 de ani, nu-i ușor. Noi nu înțelegem foarte mult, eu știu, sacrificiul pe care l-a făcut Petre, Petru. El nu degeaba întreabă, Doamne, dar noi ce răsplată vom avea? Că am lăsat tot. Și am lăsat totul la 30 de ani. Și viața pe vremea aceea nu era până la 80 de ani ca acum. Rețineți, la 50 de ani, un preot ieșea din slujbă. La 50 de ani. Cu alte cuvinte, mai aveau 20 de ani. Și când mai aveau 20 de ani, Domnul Iisus Hristos vine la el și le spune, știți ce? Ia schimbați-vă voi meseria. La, la 30 de ani, când știi să faci meseria cel mai bine, acum să fii novice, acum să o iei de la capăt, acum să fii ucenic, la 30 de ani, Mei, noi nu folosim cuvântul ucenic datorită acestor probleme. Adică ne e greu să învățăm la o anumită vârstă, ne e greu să renunțăm la o anumită vârstă. La o anumită vârstă avem pretenția de la noi să mai și facem ceva, nu tot să renunțăm la lucruri. De asta e greu să fii ucenic. Adică, mai vrei să se vadă ceva și în urma ta. Mai vrei să se vadă o casă, o mașină, niște bani, să se mai, să se mai arate lucrurile. Ori dacă la 30 de ani Domnul Isus Hristos spune, lasă toate astea și vină după mine, spunem ce, ce mai e în urmă. Nu mai e mare lucru în urmă. Trebuie să vezi prin credință foarte mult din cer ca să zici bine, Doamne. Asta este provocarea până la... Provocarea pe care o face Domnul Isus Hristos în legătură cu noi. Și, frații mei, versetul 21 spune că s-a depărtat Ilie, Elisei s-a întors, a luat o pereche de boi pe care i-a dus jerfă. Cu uneltele boilor le-a fiert, carne a dat -o oamenilor să o mănânce. Apoi s-a sculat și a urmat pe Ilie și a fost în slujba lui. Ce, cum vi se pare gestul ăsta? A luat plugul pe care îl conducea el, cu care era el, a junghiat boii, a făcut foc, a adus jerfă, le-a dat oamenilor să mănânce, s-a mai dus și a la revedere de la tata și de la mama. Nu. A plecat după Ilie. Câți ani să urmeze după aceea de ucenicii? Aveți idee? Câți ani a stat Elisei ucenicul lui Ilie? Mai durează mult până când Ilie va fi luat la cer? Ce învață Elisei în toată perioada de ucenicie. Se zice că turna ape, turna apă pe mâinile lui, lui Ilie, ceea ce înseamnă îi slujea în continuu. Ce, ce o fi învățat în perioada? asta? De arat știa, să conducă o gospodărie știa, era un om priceput în toate. Ce a mai învățat de la Elie? Doi împărați, capitolul 2. Și vom încheia aici. Doi împărați, doi. Când a dorit Domnul să ridice pe Ilie la cer într-un vârtej de vânt, Ilie pleca din Gilgal cu Elisei. Elie a zis lui Elisei, rămâi aici, te rog. Căci Domnul mă trimite până la Betel. Elisei a zis, viu este Domnul, viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Am a învățat Elisei. Fraților, nu știu altă filozofie, nu cunosc altă învățătură. Știu un singur lucru, că a zis lui Hilia, nu mi duc, nu plec, eu cu tine mă duc. Tu mai ai luat de la boi? Tu mai ai chemat? Eu cu tine rămân. Atâta știu. Atâta știu. Foarte interesant lucrul ăsta. Fii prorocilor de la Betel i-au zis, știi că Domnul răpește pe stăpânul tău deasupra capului tău? El a zis, știu, ce învățase Elisei de la Elie? Învățase să știe. Învățase să știe. Ce știa Elie, știa și cine? Și Elisei. Ce știa Elie, știa și Elisei. Un pas mai departe. Ce știa Elisei, știa și prorocii. Această, această cunoștință în legătură cu planurile lui Dumnezeu face parte din ce a învățat Elisei. Eu nu știu dacă eu înțeleg suficient lucrul ăsta sau dacă noi înțelegem suficient lucrul ăsta, dar e o provocare extraordinară. Noi suntem chemați să fim ucenici pentru ca ceea ce știe Dumnezeu să știm și noi. Planul lui Dumnezeu, să-l știm și noi. Evenimentele finale, scatologice pe care Dumnezeu are de gând să le producă în lumea aceasta, să le știm și noi. Modul în care Dumnezeu va lucra pentru ca să, instauleze, să instaureze pe pământul acesta în împărăția lui. Modul ăsta trebuie știut și de mine și de tine. Dumnezeu nu va lucra de unul singur. Nu este în intenția lui Dumnezeu să spună, eu știu, dar voi nu. Este în intenția lui Dumnezeu să, să spună, eu știu și voi veți Știi? Elie s-a adresat din nou lui Elisei și a zis, rămâi aici, Domnul mă trimite la Erihon. <laughs> și Elisei a zis, nu. Singurul lucru care le știu în momentul ăsta este că nu trebuie să plec de lângă tine. Vă aduceți aminte, Domnul Iisus Hristos, cum zice celor 12, voi nu plecați? Vă duceți aminte cum au plecat cei 70? De fiecare dată aceeași problemă. Voi plecați? Și textul spune, nu, noi, eu nu plec. Taților, se va zgudui biserica asta. Se va cerne biserica asta. Vor pleca toți aceia care nu sunt ucenici. Vor pleca toți aceia care în momentul acesta găsesc un scaun cald în această biserică și biserica asta. Devine un loc confortabil pentru ei. Vor pleca toți. Pentru că în biserica aceasta se vor schimba condițiile și va deveni un loc destul de neconfortabil pentru mulți. Și mulți vor pleca. Și se va auzi vorba aceasta: Voi nu plecați? Și vei fi întrebat nu doar o dată, nu doar de două. Tu nu pleci, ce mai stai? Nu știu cine îți va spune lucrul ăsta. Poate un frate, poate o soră, poate un pastor, poate altcineva, poate că Dumnezeu te va întreba. Tu nu pleci. Problema nu este cine va spune lucrul ăsta, problema este ce vei spune tu. De două ori, iertați-mă, Elisei a fost dat afară de Ilie. De două ori a fost împins. De două ori a spus, tu ai ce căuta. De două ori a fost dat pe ușă afară și, Ilie, și Elisea a intrat pe, pe geam. De două ori până acum și dacă vreți, versetul 6, a treia oară rămâne aici, rămâi aici, te rog, că și Domnul mă trimite la Iordan. Știi ce? Nu-i treaba ta. Nu te mai amesteca în lucrurile astea. E o treabă între mine și tine. Tu rămâi aici, ești ucenic. Rămâi aici, că de asta ești ucenic. Și se îi spune, nu. Ucenicia nu este să rămân aici nu de asta sunt eu să rămân aici. Ucenicia este să știu și să merg împreună cu tine. Și-a hmm. mai departe. Spune în versetul 7, 50 de inși dintre fiii prorocilor au sosit s au oprit la o depărtare oarecare în fața lor și ei amândoi s-au oprit pe malul Iordanului. Ei prorocilor au ținut o distanță de Ilie, dar Elisei nu a acceptat nicio distanță față de profet. Atunci Ilie și alor mantau, a făcut o sulă, a lovit cu ea apele care s-au despărțit într-o parte și într-alta și au trecut amândoi pe uscat. Era Ilie și Elisei. Să-ți să spună Domnul de trei ori să rămâi și tu de trei ori să spui nu rămân, Doamne, eu merg cu Tine până la... Până unde? Până la moarte. De trei ori să spui lucrul acesta, merg cu Tine, oriunde. este chemarea pe care Dumnezeu ți-o face azi. Merg cu Tine. Este o asemenea provocare aici. După ce au trecut, nu m-aș mira ca Elie să se fie oprit la mijlocul Iordanului și să-l întrebe atunci. M-aș aștepta de la Elie să facă treaba asta, dar nu s-a întâmplat asta. Zice, după ce au trecut, Elie a zis, cere ce vrei. Și fraților, vă aduceți aminte de întrebarea care am pus-o. Ce a învățat Elisei de vremea a stat cu Elie? am zis, a învățat să-l urmeze pe Ilie. Da. Dar mai ales a învățat să ceară. E foarte complicată treaba asta în mintea noastră. Cine e mai mare, Elisie, Elis... iertați-mă, Ilie sau Elisei? Ilie. Nu ți-e ție rușine să ceri un duc de două ori mai mare ca, ca conducătorul lui? Ca maestrul lui? Nu ți-e ție rușine? N-ai puțină umilință? Cum ai fi cerut tu să fi, fost în locul lui Ilisei? Cum aș fi cerut eu? Doamne, poftim? Doamne, te rog eu frumos, eu sunt slab, sunt un ucenic amărât. dă -mi și mie, nu cât Ilie. dă -mi și mie, ai zis jumătate? Un sfer din Duhul lui Ilie Te rog eu frumos. Așa și aș fi cerut eu. Oare de ce? De ce cer așa? Oare de ce? Nu înțeleg că lucrarea lui Dumnezeu trebuie să meargă mereu crescând. Oare de ce nu înțeleg că dacă sunt ucenic, va trebui ca Dumnezeu să lucreze mai puternic cu mine decât cu celălalt? Oare de ce nu înțeleg că Dumnezeu are așteptări de la mine mai mari, de la cei care au fost înaintea mea? Oare de ce nu înțeleg așa? De ce înțeleg, Doamne, ai lucrat cu Ilie, cu mine cred că o să lucrez așa cam, cam un sfert. De ce gândim așa? Cel mai important lucru care l-a învățat Elisei a fost să ceară. Și a fost să ceară fără măsură. Doamne, de două ori mai mult decât Ilie. Doamne, de două ori mai mult decât Ilie. Câți dintre noi ne rugăm așa azi? Doamne, de două ori mai mult decât Ilie.